pe ultimele minute de prim-ministru, dânsul semna ca Roșia Montană să intre în UNESCO, cu toate că avea de la toate ministerele, de la toți juriștii, zeci de informări că dacă va face acest lucru, acela va fi obiectul procesului. E, adevărul e, azi, în lumina deciziei, și acum postacii, vă rog, dați drumul la comentarii, adevărul e că Cioloș a făcut foarte bine, salvând, practic, Roșia Montană. Ziceți dumneavoastră, domnul premier, despre acest dacian. Îi spun domnului Cioloș, că l-am văzut că este foarte vocal în ultimul timp, ce am spus și domnului Câțu. Multă sănătate, dar lăsați-ne în pace. Nu știu cât vom pierde sau dacă vom pierde cu Roșia Montană, mă, dar aveți bunul simț să stați în casă.